Salut, Radu! Care sunt concluziile tale după prima partidă de pregătire din acest an împotriva celor de la Mioveni? A fost un meci de pregătire util. Am făcut niște antrenamente, având în vedere că am făcut niște antrenamente săptămâna asta destul de grele din punct de vedere fizic, cred că ne-am mișcat foarte bine. Ne-a prins bine acest meci, aveam nevoie de puțin ritm înainte de începerea campionatului și sunt optimist că o să facem niște rezultate destul de bune. Într-adevăr, jocul a fost destul de solid, pot spune, ne-am creat ceva ocazii. Rezultatul nu cred că este chiar foarte concludent, având în vedere că este o perioadă de pregătire și noi, atât și noi cât și ei, tocmai ce am terminat cantonamentele, din punct de vedere fizic nu suntem proaspeți 100%, dar până va începe campionatul ne vom reveni. Chiar sunt foarte optimist, mă bucur foarte mult de ceea ce a arătat echipa azi. Și sunt chiar am speranțe foarte mari că vom reuși să scoatem rezultate bune, mai ales în acest prim meci. Ce știți despre Dragoș Albu, care a ieșit accidentat la finalul primei reprize? Vremea e destul de rece, din câte am înțeles, l-a călcat pe unghie, probabil o să-l doară ceva timp, câteva zile, dar sigur va reveni fără probleme, nu s-a întâmplat nimic grav. Ce așteptări ai de la acest an? Adică ce îți propui să realizezi ca fotbalist? În primul rând vreau să fiu sănătos, să pot să ajut echipa, să pot juca, să fiu apt și poate dau și eu ceva pase de gol în meciurile care au mai rămas. Golul, de ce nu vrei să dai? Am avut acea ocazie, poate data viitoare sunt mai inspirat și o înfig eu sau o dau altui coleg să o împingă el.